cetățeanul Republicii Moldova. Ministerul Justiției din numele Republicii Moldova lansează astăzi, în premieră, acțiuni civile de regres contra persoanelor fizice care ocupă funcții înalte în stat, în special în sistemul judecătoresc, în organele procuraturii, dar și în alte instituții publice, precum și în structurile administrațiilor publice locale, al căror acțiuni sau inacțiuni au determinat și au contribuit semnificativ la încălcarea prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului. Iar astfel de încălcări au fost constatate printr-o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului sau prin soluționarea amiabilă a cauzei aflate pe rolul Curții Europene, ori formularea unor declarații unilaterale de către guvern. Aceste persoane vor fi acționate astăzi în instanță din numele Republicii Moldova și urmează să compenseze valoarea bănească prejudiciilor morale, materiale și cheltuielile suportate Republica Moldova pentru a compensa acele prejudicii cauzate cetățenilor noștri și nu doar.